La bună revedere, prieten! La întâlnirea sub genericul Momentul de Poezie sunt Armanda Filipine, iar întâlnirea este 787. Îmi face o bucurie imensă să vă spun aceste cifre. Asta înseamnă că tot de atâtea ori ne-am întâlnit și eu am pregătit pentru dumneavoastră selecții poetice semnate de 3 autori și tot ca de fiecare dată am căutat o coloană sonoră. Îmi face o deosebită plăcere să caut poeți noi pe care nu i-am mai prezentat în momentul nostru și îmi face iarăși o deosebită plăcere să descoper compozitori despre care nu știam nimic. Iată, este și cazul germanului Theodor von Schacht, născut în 1748, a trăit până în 1823, suficient ca să compună minunății, iată, acest concert pentru trei clarinete pe care îl ascultăm acum, care este, aș spune unii, absolut surprinzător pentru un german, dar în lumea muzicală, mai ales clasică, știm foarte bine că germanii excelează, cel puțin au excelat, poate că or fi și acum, n-am stat să verific, dar în materie de muzică clasică, Germania dă clasă lumii, cum se spune, dar să vedeți poezia, că și ea este la înălțime. Primul autor cu care vreau să încep întâlnirea noastră este regretatul poet ieșan Ioanid Romanescu, un personaj extraordinar despre care câțiva iubitori și scriitori de poezie și editori de poezie spun că ar merita reeditat, cel puțin așa spune Claudiu Comartin în revista Poesis Internațional, unde a publicat un poem, dar eu n-am să vă citesc din acel poem care este în revista Poesis Internațional, ci am să vă prezint din revista editată de Liviu Pendefunda, Contact Internațional, numărul 3 din 2011, unde este un poem surprinzător semnat Ioan Romanescu. De altfel, multe poeme sunt extraordinar de interesante și pentru vremea la care au fost scrise chiar foarte apropiate de modernitatea acestor zile în care trăim noi. Un precursor, am spune, da, iată, al poeziei de astăzi aproape. Poemul se cheamă Turbarea și n-am să vi-l citesc pe tot, nu sar peste multe, dar vă invit să căutați revista Contact Internațional pentru că este bine structurată, are și ea site, așa cum are și Poesis Internațional și multe alte reviste din care eu vă citesc și puteți găsi singur. Bineînțeles că putem căuta cu toții cărțile lui Ioanid Romanescu la biblioteci, ar trebui să fie la fel posibil să se mai găsească și prin anticariate din când în când. Și repet ce a spus Claudiu Comartin, am încredere în flerul lui literar și bineînțeles că nu doar în flerul lui, ci și în faptul că Ioanid Romanescu chiar a fost publicat în perioada comunistă, ceea ce nu prea era și nu sunt poezii care să fi dat bine în fața comuniștilor, deci să ne înțelegem. Turbarea se cheamă poemul și eu am să vă citesc ce să auziți acum. Odată fiind printre voi, cerul înalt al unei zile îmi apăru ca o epistolă. Helios era urma unei biete ștampile, pentru că nimeni altcineva nu ar fi putut să citească, am privit îndelung printre lacrimi să aflu voința dumnezeiască. Atunci am turbat la ideea mesajului acela secret. Fusesem numit nimeni pe pământ pentru că Dumnezeu devenise poet. Ce idee, doamne! Ce idee și chiar că te apucă turbarea! Ioanid Romanescu, dragii mei, și chiar merită căutat acest regretat autor care a trăit între 1937 și 1996, s-a stins într-o zi de 20 martie.
Un alt poet pe care vreau să-l avem în momentul nostru este tot un scriitor, din păcate, plecat dintre noi, Constantin Oprică, a fost membru al filialei Craiova Uniunii Scriitorilor, a trăit între 1950, era născut în 7 mai și s-a stins în 10 iunie 2020 din revista tot de la Craiova Ramuri, numărul 56 din 2009, un poem foarte scurt și care are, cel puțin pentru urechile mele și ochii mei, un efect surprinzător, plăcut, evident. Doar urmele se cheamă poemul. Gata, viața mea s-a sfârșit, nu mai vreau, nu mai pot, nu mai sper, nu mai sunt slujitor al voinței, am îmbătrânit și mi-e greu. Doar urmele de pe suflet se povestesc singure. Frumos. Constantin Oprică, dragii mei, regretatul scriitor craiovean, 1950-2020, perioada în care a trăit și cu siguranță i-a bucurat pe cei care îl știau și cu care se întâlnea și împărtășeau din ale literaturii. Și închei momentul nostru de astăzi cu un tânăr autor din Lugoj, Ciprian Muntean, născut între august 1981, care are studii de economie, de avocatură sau cel puțin așa am înțeles eu din pagina sa Facebook. Oricum, nu asta contează, contează că scrie, are mai multe poeme, drept pentru care în 2018 are, deci repet, mai multe volume, astfel că în 2018 și-a făcut o antologie numită Inimă, Soare Neobișnuit, apărută la editura Partoș. Și acest volum este prezentat în tot revista de la Lugoj, Actualitatea Literară, condusă de domnul Nicolae Sila. De găsiți foarte simplu Actualitatea Literară pe site și la numărul 88 din 2010 această prezentare a poetului la care făceam referire. Stați că am zăpăcit aici notițele. Deci Ciprian Muntean, și versurile pe care am să vi le prezint sunt foarte puține, dar foarte frumoase. Aniversarea lacrimei. Îmbrățișarea mai dulce decât privirea nu am. Oricât aș dori, nu pot am desobișnui sufletul să înțeleagă lacrimile copacilor răstigniți de vânt. Cam acestea, dragii mei, fiind spuse, vă spun să citiți și singur și vă repet până vă plictisiți și vă apucați chiar serios de citit, chiar merită și, așa cum v-am zis, o să descoperiți și singur, dacă citiți mai mult, chiar e medicament și bucurie poezia, așa că spor la lectură!